muzicieni și cântăreți bisericești. Articol scris de Ianoș Molnar, profesor universitar, doctor la Universitatea babeș bolyai din Cluj, Napoca. Articolul apare în Psaltirea Renascentistă franceză, publicată în limba română la editura Academiei Române în 2012 la finalul cărții în secțiunea de articole științifice scrise pe marginea acestei psaltiri. Psalmii, fiind creații lirice, prin indicațiile muzicale, prin denumirile grupelor de melodii, prin analiza aprofundată a formei responsorice și, nu în ultimul rând, șirul în sine, adică marcajele cântecului, şir nu înseamnă doar cântare, ci și o cântare cultică, interpretată în cadrul serviciilor divine cu acompaniament instrumental. Toate acestea ne duc cu gândul la cântări. Despre îndemnul de a cânta citim de exemplu în psalmul 33:3, unde psalmistul spune cântați o cântare nouă. Semnificația verbului ș-i-r Adică a cânta, de cele mai multe ori asociat cu dans și joc, a interpreta sau a slăvi. În Psalmul 68 cu 5, cu 33, cântați lui Dumnezeu și în Psalmul 96, 1 cu 2, 1 și 2, Psalmul 98 cu 1, Psalmul 105 cu 2, și psalmul 149 cu 1 Seidl susține cântarea de laudă individuală qual persoana întâi, singular, cohortativ ca argument pentru forma de cântare exemplul psalmul 13 cu 6 despre cântecul, muzica interpreții și formațiile muzical-instrumentale Autorul cărții cronicilor ne oferă un raport detaliat. Dar, în lumina întrebării puse, cercetarea nu poate fi restrânsă doar la analiza serviciilor divine organizate din cel de-al doilea templu în Ierusalim, cel al lui Zorobabel. Rădăcinile cântării merg până înainte de perioada captivității, iar rezultatele descoperirii de aici ne ajută la creionarea creu creionarea unei imagini de ansamblu istorice. Din istoria culturii antice a Orientului, cât și din istoria universală, exemplu Egipt, Babilon, este atestat faptul că în toate timpurile au existat atât cântăreți cât și cântărețe profesioniste care cântau în curțile sau templurile domnești. Pe lângă aceștia erau cunoscuți și cântăreții călători în termeni contemporani, trubaduri, care călătoreau din templu în templu. Chiar dacă datele noastre au deficiențe în ce privește muzica de dinaintea captivității evreilor, fără îndoială, și în Israel era cunoscută această instituție muzicală, având în vedere că în vremea lui Saul, dar mai ales pe timpul lui David, această ramură a urmat calea naționalizării. Domnul Kekș Kemeti Iștvan, încearcă să descrie începuturile muzicii ebraice bisericești prin subtitlurile canonice ale psalmilor și nu prin paralela istoriei religiei. Tohilah, care înseamnă laudă, mărire, cântare de laudă, conform acestuia semnificația verbului la doi halal piel. Adică a se bucura, a se veseli, a lăuda pe Dumnezeu este identică cu verbul arab Ahala, care înseamnă a striga cu voce tare, care apare în strigarea musulmană numită Tahlil. La, ih, la ilaha ilalah Nu este Dumnezeu, ci Allah. În schimb, la fel este denumită strigarea la ba baica care înseamnă în slujba ta o dumnezeule dacă susținem faptul că la baica este strigătul celui care aduce o jertfă atunci verbul la hilel nu este altceva decât denominativul lui hilelulium hileluim struguri în general o jertfă din fructe vezi judecător 9 cu 27 și levitic 19 cu 24, și semnifică acea strigare cu glas tare care este prezentarea jertfei din fructele aduse. Astfel, verbul hilel are legătură cu verbul jalal, care înseamnă a răcni. Iar Keshkemethi concluzionează spunând că muzica epocii de început nu este nici pe departe așa de artistică după cum apare în deosebi cea din vremea celui de-al doilea templu. În această epocă neartistică, instituția corală și importanța ei sunt puțin cunoscute. Conform cărții 2 Samuel 6 cu 5, a de la 21 la 23 și Isaia 30 28, toată comunitatea cânta, se bucura ceea ce nu putea fi foarte constructiv conform standardelor contemporane, spune Keshkemeti Istvan, căci în plângeri 2 cu 7, veselia sărbătorii este comparată cu zarva pe care au făcut-o soldații Haldei în casa Domnului. Chiar dacă această epocă pare neartistică pentru cercetători și chiar dacă totul vorbește despre o stare incipientă, nu înseamnă că în forma și sistemul propriu al dezvoltării nu are înclinații artistice, estetice și sensibilități stilistice. În timp ce Harmut Gese susține că știința nu poate construi niciun fel de imagine despre muzica dinaintea captivității, Keshkemethi și independent de el Kraus, împreună cu Seidel, văd în veselia haotică, fără bariere, aproape spontană și în strigătele alarmante, ordinea în dezvoltare, văd ilogicul în ceea ce este logic, văd în lucrurile primitive măreția esteticii. În 2 Samuel 19 cu 35 citim despre bărbați și femei care cântă. Însă întâi împărat 10 cu 12 spune că împăratul Solomon a făcut instrumente de lemn pentru cântăreți. Fără îndoială este vorba despre cântăreții și muzicienii curții care interpretau în palat, dar dacă acceptăm faptul că David a compus psalmii, conform dovezilor din peștera 11 de la Marea Moartă, a compus 4050 de cântări, iar el însuși cânta la harfă, întâi Samuel, la harpă, 1 Samuel 16 cu 16 și 17 cu 18, atunci putem presupune că atât în vremea lui David, cât și a lui Solomon, înainte de Hristos în secolul 5, 10, aceste grupuri de muzicieni cântau în sanctuar, respectiv în primul templu, iar în aceste locuri se solicita armonia, simțurile și capacitatea lor artistică la maxim și nu în ultimul rând față de imnuri și rugăciuni ca genuri literare devoționale se aștepta o experiență autentică și o manifestare a credinței. Avem date mult mai exacte din secolul 8 înainte de Hristos, din textele din AM.5 cu 23 și 8 cu 10, Putem concluziona că Dumnezeu cântă și lauda prin harpă este una din cele mai importante părți, componente ale cultului din Betel. În orice caz, în aceste secole au fost compuși majoritatea psalmilor, prima oară pe cale orală, mai târziu în formă scrisă, devin partea cultului. Dar așa se poate înțelege, conform lui Ceshchemethi, faptul că, în captivitatea babiloniană, Israel nu vrea să cânte cântările Sionului. Doar așa se poate înțelege că nu vrea să cânte cântările Sionului ale Domnului, acele cântări pe care le-au învățat acasă în cadrul cultului și le-au luat cu ei din cauza descentralizării social-religioase după căderea Ierusalimului din 586 înainte de Hristos. Seidel și Kraus ne descriu o imagine mult mai detaliată, colorată și cuprinzătoare despre cântatul de dinaintea captivității în urma analizei 68 de la 25 la 26. Aceste versete sunt de dinaintea captivității. Textul vorbește de o procesiune care prezintă intrarea lui jahve în templu. În față merg cântăreții, fără îndoială cântăreți profesioniști, ca în întâi împărați 10 cu 12. Sarim. Aceștia sunt urmați de instrumentiști cu corzi, adică muzicieni, nogănim, nogan înseamnă a atinge corzile, vezi întâi Samuel 18 cu 10, David cânta la instrument cu corzi, mănagen, și doi împărați 3 cu 15, Isaia 23 cu 16 și Ezechiel 33 cu 32, care erau fie profesioniști, fie membri laici. În mijlocul coloanei sunt femeile, numite Alamot Tofet, cele care îi reprezintă pe laici. Aceste trei grupuri, cântăreții profesioniști, muzicieni fie profesioniști, fie laici, descriu partea de cântare a serviciilor divine dinainte de captivitate, în ale cărui proces de instituționalizare, captivitatea a însemnat o fractură, de altfel ca lichidarea suportului existențial al poporului Israel. Mai devreme când am spus 68 de la 25 la 26, m-am referit la psalmul 68 de la 25 la 26. După reîntoarcerea din captivitate, în 539 înainte de Hristos, viața renaște. Printre cei care se întorc acasă sunt și muzicienii. Conform listei celor întorși din Ezra 2, de la 40 la 42, ei sunt amintiți printre leviți și ușierii. Sunt în număr de 128. Lista lui Neemia din vremea lui Zorobabel amintește 148 de captivi întorși, dar îi așează la același nivel autoritar ca Ezra. Vezi, Neemia 7 de la 43 la 45. Versetul 67 îi amintește pe cântăreți, numiți Moșarim, odată cu sclavii, compară cu Ezra 2 cu 65. Conform cu sedl, acești cântăreți erau liber profesioniști. În Psalmul 150 găsim detalii rele relevante și interesante despre muzica bisericească. Valoarea acestui psalm este dublă. În primul rând, pentru că numește toate instrumentele folosite cu ocazia serviciilor divine. În al doilea rând, din folosirea instrumentelor se poate deduce existența grupei de cântăreți. În cadrul serviciului divin îi avem pe preoți sau pe leviți care cântă la corn, muzicienii cultului care cântă la harpă și liră, femeile care bat tobele, oamenii din popor care cântă la instrumente cu coarde și comunitatea laică la ta talgere. Atât din aceasta, cât și din lista deja amintită, este evident că oamenii care cântau alcătuiau o grupă a societății dintre preoți sau din alte straturi sociale. În vremea cronicarului, imaginea este alta. Această schimbare nu este adusă de războiul dintre partidele personalului cultic, dorința unora de a înainta, ci mai degrabă pentru întărirea noului sistem, nevoia creării condițiilor de viață cât și răspândirea lirei și a muzicii în cercuri mai elevate sau mai mediocre. În această perioadă, vorbim de secolul 4 și 3 înainte de Hristos, cântăreții sunt la un loc sau la un nivel cu leviții. Harmut Gheis susține că înrolarea cântăreților între leviți are loc deja la mijlocul secolului al cincilea. lea bazându-se pe textele din Neemia 11 de la 3 la 19 și întâi cronici 9 până la 18. Ideea este că înainte de Hristos, circa 300 de ani, cântăreții aveau un rol important și bine definit. Întâi cronici 25 descrie cele trei grupe principale de cântăreți, și anume Asaf, Heman și Edutun se împart în 24 de subgrupe care stau în analogie cu cele 24 de ordine preoțești. Iar fiecare grupă de slujitori era compusă din 12 membri. Este epoca în care cântăreții beneficiază de un respect deosebit, iar dacă acceptăm opinia lui Movinkel și a lui Ges atunci, pe baza textului din 2 Cronici 20, de la 14 la 19, putem spune că grupa cântăreților reprezintă urmașii profeților de dinaintea erei captivității și a cronicarilor. Peste Zaharia, care era fiul lui Asaf dintre leviți, s-a coborât Duhul Domnului și a profetizat. Cu privire la muzica bisericească, găsim mai multe detalii în inscripțiile psalmilor. Aceasta semnalează schimbarea tematicii, a genului? Acestea, aceste inscripții muzicale semnalează schimbarea tematicii, a genului, colecția din care fac parte și rolul cultic, modul muzical de interpretare și necesarul de instrumente. Unele inscripții indică numele persoanelor și a grupurilor, cât și situația cât și situația în deosebi din vremea lui David în care psalmul a fost scris. Situațiile indicate de inscripții, vezi de exemplu psalmul 3 cu 1 sau psalmul 7 cu 1, descriu situații de viață, primele semne ale interpretării psalmului, astfel au rol hermeneutic, schițând dimensiunile preliminare ale interpretării. Numele care apar în inscripții furnizează informații cu privire la origine și autor, respectiv autorii care au scris psalmul. Inscripțiile psalmilor vorbesc despre trei autori individuali și despre cinci grupe de dinainte și de după exil, respectiv despre autorii care aparțineau de aceste grupe. Numele lui David apare de 73 de ori, al lui Asaf de 12, Core și fiii lui de 11 ori, Solomon de două ori, Iedutun de două ori, Etan, Moise și Heman câteodată. Pe Moise îl cunoaștem nu doar ca pe un lider, reprezentant sau eliberator din robie, ci și ca scriitor. Scriptura menționează de mai multe ori că Moise a scris tot ceea ce i-a transmis Dumnezeu. Vezi Exod 17 cu 14, Exod 24 de la 4 la 7, Numeri 33 cu 2 și Deuteronom 31 de la 9 cu 9 și 22 cu 24. Însă aflăm în același timp că era și compozitor. Tora menționează cântarea de laudă a lui Moise din Exod. 15 de la 1 la 19 și în psalmul 90 cu 1 aflăm că acest psalm este rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu. N-a mai trăit pe pământ un om atât de înțelept, scrie Iosefus Flavius. Întotdeauna a găsit cea mai bună rezolvare și a vorbit pe limba poporului într-un mod minunat. A fost un conducător militar foarte bun și un profet de neegalat astfel încât atunci când vorbea, oamenii aveau impresia că Dumnezeu le vorbește, spune Flavius. Secretul personalității poetice și profetice era în relația cu Dumnezeu, despre care Biblia spune că Moise vorbea cu Dumnezeu față către față, adică personal. Vezi Exod 33 cu 11. Numele lui David apare de 73 de ori în inscripții, cu indicația la David rămâne o întrebare de cercetare cum interpretăm prepoziția l l înseamnă pentru sau la sau arată direcția apartenența de un lucru conform cronicarului vezi întâi cronici 22 la 29 David aduce la existență instituția cultului și pune bazele sistemului de ceremonii Tradiția israelită îl recunoaște pe David ca omul care cântă la harpă și compune melodii. Vezi 1 Samuel 16 cu 17, 2 Samuel 1 cu 17 și 22 cu 14 și 23 și Amos 6 cu 5. Pe baza acestui fapt, Putem susține că Israelul de după captivitate nu a pus la îndoială realitatea prepoziției lă autorul psalmilor este David. Acest argument este susținut de explicațiile adăugate lângă numele lui David, care descriu acea situație de viață în care David a compus psalmii. Aceste descrieri ale situației nu sunt doar explicative, ci ne deschid perspectiva asupra explicării psalmilor. Vezi de exemplu psalmul 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 și 142. Critica istorică a cercetării psalmilor susține semnificația de dativ a particulei L. Engnel traduce expresia L. David astfel, pentru împărat, și o privește ca ca formulă tipică folosită în scrisorile de la Mari. Conform lui Movinkel, semnificația inscripției este pentru împăratul din seminția lui David. Ambele interpretări susțin faptul că psalmul poate fi adresat oricărui împărat din seminția lui David. Însă în inscripția Lă David nu este vorba de împărat sau despre vreun împărat ci despre David însuși și despre acei psalmi pe care tradiția israelită îi atribuie acestuia și aparțin colecției Lă-David. Faptul că particula L arată colecția în sine și nu numai autorul, este atestată de inscripția psalmului 88 unde citim doi autori, adică despre un psalm aparținând de două colecții, este psalmului Heman cât și al fiilor lui Core. Într-una într -un, într dintre situații, prepoziția l indică autorul, în cealaltă colecția. Situația este similară și în cazul inscripției l-David, referindu-se la autor și la psalm, definind și colecția lui David din care face parte. Mergând mai departe, știm despre Solomon că a fost scriitor, prieten al literaturii și poet. Conform cărții întâi împărați, 4 cu 32, Solomon a compus 1.005 cântări. Ce s-a întâmplat cu aceste cântări? Unde s-au pierdut? Unde au ajuns? Astăzi nu mai este greu de descoperit. Influența lui Solomon exercită asupra literaturii, mai ales în epoca profețiilor, scrii profețiilor scriitori și a școlilor de înțelepciune, poate fi descoperită pas cu pas. Colecția canonică îl consideră autorul cărții Ecclesiastul și a cântării cântărilor și parțial autorul câtorva colecții din proverbe. În cartea psalmilor apar doar de, apare doar de două ori ca autor, la psalmul 72 și la 127. Mergând mai departe, Asaf. Asaf este dirijorul unei grupe de cântăreți căruia tradiția îi atribuie 12 psalmi. Psalmul 50 și 73 la 83 Conform lui Ezra 2 cu 41, 41 fiii lui Asaf, grupa Asaf, s-au reîntors din robie. Din acest fapt putem concluziona că au activat și în templul lui Solomon. Cronicarul îi atribuie echipei lui Asaf poziția de conducător și enumeră printre leviți, în contradicție cu lista numelor din Ezra unde ei apar în rândul leviților și sclavilor. Însă conform întâi cronici 15 cu 17, ei sunt omiși de către Heman, grupule, grupa Heman, din rândul conducătorilor personalului cultic. Este posibil ca pierderea întâietății este cauzată de compoziția existentă în cadrul diferitelor grupuri de competiția Existentă în cadrul diferitelor grupuri de cântăreți. Conform lui Ghese, este vorba despre contopirea a două tradiții: Asaf, Herman, Jedutun, tradiția A, și Heman, Asaf, Etan, tradiția B. Tradiția A este cea veche, astfel întâietatea lui Asaf este și ea mai veche în comparație cu stăruința celorlalte grupe. Accentul însă nu cade pe acest aspect, ci mai degrabă pe ocuparea spațiului în cadrul cultului instituției și muzicienilor în sistemul liturgic al bisericii, al organizării acesteia. Întâi cronici 25 cu 2 atestă acest fapt, afirmând că fiii lui Asaf sunt demni de cinstea și respectul cuvenit profeților. Mergând mai departe, îl găsim pe Heman, cu numele lui ne întâlnim în titlul psalmului 88. Conform cărții întâi cronici 2 cu 6, Heman era nepotul lui Iuda. Întâi împărați 4 cu 21, întâi împărați 5 cu 11, este amintit ca fiind un înțelept ezrahit care a trăit în timpul lui Solomon. Întâi cronici 6 cu 33, și 6 cu 18 îl le numeră printre chehatiți ca fiind mai marele cântăreților. Mă șoerer. Chehat, întâi cronici 6 cu 16, era fiul lui Levi, astfel Heman și grupul său de cântăreți, Într-un mod legitim se lupta pentru întâietatea cultică fiind de origine levită, despre care vorbește și întâi cronici 15 cu 19, unde grupul Heman datează începând cu dominația davidică. Responsabilitatea lor străveche este formulată în 1 Cronici 16 cu 42, și anume, lăudând pe Domnul cu trâmbițe și țimbale și cu instrumente pentru cântări în cinstea Domnului. 1 Cronici 25 cu 4 îl enumeră pe Matanii între fiii lui Heman, însă întâi cronici 9 cu 15 îl enumeră în grupul lui Asaf. Ce poate însemna acest lucru? Se presupune că cele două grupe de cântăreți înainte de robie sau chiar în timpul robiei s-au amestecat și doar cultul reorganizat al templului al doilea a oferit posibilități pentru separare. Astfel, grupa lui Heman s-a dezlipit de grupa lui Asaf, însă degradarea a safiților și străduința grupei Heman exclud verosimilitatea acestui fapt. Inscripția dublă a psalmului 88 ne oferă o altă direcție. În inscripție găsim două grupări de cântăreți, fiii lui Core și grupa lui Heman, ceea ce demonstrează că ultimul s-a dezlipit de grupa lui Core printre presupoziții, cercetarea științifică poate accepta doar acele dovezi care sunt aduse de către distrugerea primului templu, adică destrămarea sistemului și a personalului cultic, procesul refacerii căruia putea începe doar cu sfințirea templului în perioada de după 515 înainte de Hristos. Fiii lui Core, mergând mai departe, acestora colecția canonică le atribuie 11 psalmi. Psalmul 42, Psalmii 44 la 49, Psalmul 84, 85, și 87 și 88. 2 cronici 20 cu 19 îi amintește separat pe chehatiți și coerehiți, ca fiind două grupări separate, însă dacă vom considera vav capul, copulativ ca fiind vav explicativ, atunci cele două grupe sunt identice. Despre Chehat știm din numeri 3 cu 17 că este fiul lui Levi și echipa lui slujește în jurul chivotului, vezi numeri 3 cu 30 la 31, având grijă de masă, sfeșnic, de altar și de vasele personalului. În 16 cu 1 îl vedem pe Core ca fiind fiul lui Chehat. De asemenea, numeri 16 relatează că fiii lui Core tângeau după întâietate și preoție au vrut să fie preoți, dar au fost refuzați de Dumnezeu. Poate aceasta este o bună explicație pentru faptul că Ezra 2 de la 40 la 42 nu îi amintește în rândul leviților, ci în rândul ușierilor, fiii lui Salum, corehiții, la fel ca întâi cronici 9 cu 19. Însă în perioadele mai târzii au fost reabilitați, ceea ce este explicat prin străduința lui Heman în detrimentul lui Asaf, fiindcă în 1 Cronici 6 cu 22 și 2 Cronici 20 cu 19 îi amintește într-o clasă superioară a celor care laudă pe Dumnezeu cu voce tare. Mergând mai departe, îl găsim pe Etan. Numele lui este întâlnit doar în inscripția unui singur psalm, și anume psalmul 89, numit alături de Heman Ezrahit. Întâi împărați 4 cu 33 îl consideră om înțelept din timpul lui Solomon, Întâi cronici 2 cu 6 îl enumeră între descendenții lui Iuda ca fiu al lui Zerah, în timp ce întâi cronici 6 cu 44 și 6 cu 29 îl amintește printre descendenții lui Levi ca fiii lui Merari, vezi 15 cu 17. Ca levit și el aparține de cântăreți. 1 cronici 15 cu 19 îl amintește alături de Asaf. Mergând mai departe, îl găsim pe Jedutun. Tradiția îi atribuie trei psalmi, și anume psalmul 39, 62 și 77. În cazul primilor doi, alături de numele lui David, iar în cazul celui de-al treilea, alături de Asaf. 2 Cronici 35 cu 15 îl numește Ko Co văzător, care avea poziția de profet în curtea lui David, unde era deasupra cântăreților. În 1 Cronici 25 cu 3 apare între Asaf și Heman ca unul din liderii grupului de cântăreți. Găsim o identitate interesantă prin compararea câtorva versete. În 1 Cronici 15 de la 17 la 18 Etan este amintit ca fratele lui Obed Edom. În Cronici 16 cu 38 însă îl amintește pe Edutun ca fiind cântărețul și ușierul tatălui Obed Edom. Din aceasta putem concluziona că persoana cu numele de Etan și Edutun este aceeași și e vorba de aceeași grupă de cântăreți. Saddle trage următoarea concluzie din compararea versetelor 1, 1 Cronici 15 cu 19 și 25. Edutun sau Iode, Iodei Etan, mâinile lui Etan. Însă cercetarea nu se poate opri la această identitate. Conform tabelului din 1 Cronici 2:6, Obed Edom aparține grupei de corehiți. Astfel, grupa lui Edutun, la fel ca grupa lui Heman, s-a dezlipit din grupa corehiților, și pentru că din cauza genealogiei nu se poate încadra în grupa lui Asaf, pentru că probabil a venit mai târziu din captivitate, s-a încadrat într-o nouă ordine. Această nouă grupă este numită de către Hes Grupa Extraordinarius. Conform celor de sus, putem afirma că fie cântarea organizată sau cea neorganizată a fost mereu o parte integrantă și importantă a cultului israelit. Acompaniamentul instrumental al cântecului, chiar dacă nu vorbim de conceptul contemporan de orchestră, oferea culoare și o anumită devoțiune melodiei cântate. Compară 1 Samuel 10 cu 5 și 2 Samuel 6 cu 5. Cântatul și muzica instrumentală împreună, alături de drama corespunzătoare, exprimau durerea, lamentația, părerea de rău a comunității, iar alături de jocul vesel făcea ca imnurile să fie vesele pline de laudă adresate din partea realității pământești lumii cerești a lui Dumnezeu muzica a diferitelor grupuri muzicale sau a unor interpreți era din punct de vedere al formei și a conținutului muzica sacra, muzică sfântă, iar dacă avea elemente profane, ca de exemplu melodii pentru ocazii de secerat sau cules, semnalate de cărți ca Ezra 9 cu 3 sau de dragoste de petrecere ca în psalmul 45, nici atunci nu se coboară la nivelul vulgar, nu-și pierde calitatea, pentru că în Israel aceste cântări îi mulțumesc lui Iahve atât pentru săceriși cât și pentru roade, iar prin melodiile de petrecere Israel nu experimenta misterele imorale ale Orientului, ci privea spre Mesia, care vine pentru a se bucura împreună cu poporul său. Unde erau cântate aceste imnuri sfinte? Salmul 150 cu 1 ne dă indicații aproape complete. Bă cu, ados, cu ados adică sanctuar. Deci în sanctuar care poate însemna chiar și toată clădirea templului. Dacă cercetăm datele biblice cu privire la clădire, curtea și pridvoarele celui de-al doilea templu, cât și scrierile lui Iosefus Flavius din circa 37 până în 110 înainte de Hristos, care cunoștea bine templul, de asemenea dacă comparăm cu Mișna Midot, cartea a doua, tratatul 6e, care datează din 150 după Hristos, atunci este foarte greu de găsit locul exact al corului în mijlocul curții scărilor sau pridvoarelor. Dar dacă ne gândim la numărul semnificativ de membri ai corului, putem concluziona că acești cântăreți erau în una din curți, adică în aer liber. Dacă privim la caracteristicile genului literar al psalmilor, atunci este veridică acea concluzie conform căreia la aceste servicii divine în aer liber nu cânta doar corul, în cântările de jale sau de laudă, cânta fiecare individ. El este cel care își plânge durerile sau bucuriile familiei și ale comunității. În ordinea liturgică se poate ca individul să cheme intervenția corului sau a întregii comunități. Avem numeroase exemple pentru acest fapt, ale cărei formă și conținut sunt de tipul cântării lui Miriam. Vezi exod 15 de la 20 la 21. Individul poate fi psalmistul, un levit, preot sau cineva din cor. În psalmul 136, la cântarea solo a individului, comunitatea răspunde scurt, prin foarte puține cuvinte, și anume, căci în viac ține îndurarea lui. Compară și psalmul 118. După ce au reconstruit zidurile cetății, aceia care s-au întors acasă au chemat leviții și cântăreții să prăznuiască sfințirea. Vezi Neemia 12 cu 27. La liturgia sfințirii au cântat două coruri, unul de partea dreapta porții, iar celălalt de partea cealaltă. Forma responsorică era practicată nu doar între solist și cor, ci și între două coruri sau chiar între un cor și întreaga comunitate. În acest caz, răspunsul comunității poate fi o parte de text, sau doar un strigăt, Teroah, strigăt de laudă, strigăt de bucurie. Compară 2 Samuel 6 cu 15, Ezra 3 cu 12 și 13, întâi cronici 15 cu 28 și psalmul 4 cu 6 și psalmul 89 cu 16. Epilog În final, trebuie să amintim și termenul muzical de specialitate, selah care ne oferă indicații cu privire la muzica bisericească timpurie. În cartea Psalmilor această expresie apare de 71 de ori, iar în afara Psalmilor o găsim doar în Habacuc 3 cu 3 și 9 cu 13. În cele mai multe cazuri apare ca delimitare a cuprinsului sau a unei idei. În Psalmul 55 cu 20 și 57 cu 4 și în Habacuc 3 cu 3 și 9 apare în mijlocul versetului respectiv la sfârșitul acestuia. În 3 cu 9 și 24 cu 10 însă la sfârșitul poemului. În 9 cu 17 apare lângă expresia higayon. Comaromii, Gheorghi traduce termenul higayon ca un lucru asupra căruia se meditează cash Kemethi spune că este muzică stridentă. Noua traducere spune doar interludiu. Verbul hagah, ca bază etimologică a termenului Higayon, înseamnă răcnetul leului asupra prăzii, Isaia 31.4, cu geamătul porumbelului, Isaia 33 cu oftatul oamenilor, Isaia 16.7. cu Meditația asupra întrebărilor religioase, Psalmul 1 cu 2. Gândul despre lucrurile valoroase, Isaia 33 cu 18. Cuvintele poetice, Psalmul 115 cu 7. Laudă însăși, Psalmul 35 cu 28, 71 cu 24. Semnificația de bază, meditație, gândire. Astfel, termenul Selah, apărând lângă Higaion, ne îndeamnă la o analiză mai profundă spre meditație asupra celor amintite. Însă, în 92 cu 4, adică în psalmul 92 cu 4, Higaion înseamnă folosirea instrumentelor cu coarde, de unde concluzionăm că Selah este un intermezo, instrumental sau vocal, cu semnificație doxologică vezi Cheshkemeti și Septuaginta, traducerea dia psalma care indică un interludiu instrumental. Dacă luăm ca bază etimologică verbul salal, care înseamnă a ridica, a arunca în sus, atunci avem alte două posibilități de traducere. Prima este că selah semnifică ridicarea tonului, adică lovirea unui ton mai înalt. A doua posibilitate este ridicarea privirii, în acest caz, cel ce se roagă își ridică privirea pentru a medita la textul interpretat. Astfel, selah nu este altceva decât repetiție, sursum cantor, adică da capo. Conform semnificației substantivului asirian sulu, care înseamnă rugăciune, poate fi un semn cultic. Cheamă la închinare prin aplecare înaintea lui Yah